O să trecem acum la un om la care o țin foarte mult, dar în primul rând îl țin ca prozator. De aceea nu știu ce o să citească în această seară. Deși văd un titlu aici care pe mine mă incită foarte tare, care se numește, nu știu dacă e poezie sau proză, oricum. Știam de el, dar nu știam ce genie, și anume zborul femeii deasupra bărbatului. Deci e Marin Malaicu Hondrari. Ce e mai, poezie sau să-mi dai cartea? Fix. E film pop. Hai te rog. Deci a apărut la Icon în 2004, apoi un titlu de proză, dar care de fapt e similar cu un titlu de poezie, Lunetistul, al lui Marian Brăghici, numai că aici e proză. Și apropierea, cartea tuturor intenților, bănesc că tot proza, unde le citim, mai e poezie. M-am slat pe mine de dită, nu credeam că alfabetul merge atât de repede. Ați vrut să merge invers? Da, o, invers, e. Mult. Provizor. Pe un câmp nesfârșit, crivățul poartă aroma de levănțică uscată a zăpezii și oasele grele ale gerului izbesc în miecuri înghețați. Fruntea inexpresivă a orizontului a căpătat ceva din rezonanța unui baston de or. Un copil prăbușit clipește repede, își privește palmele ca pe două fotografii cu părinții săi. Umbra unui patinator melancolic alunecă peste râul înghețat. Clipă de clipă visez, clipă de clipă îți smulgi rânduri de haine, rânduri de zăpadă. Toată noaptea îți întorci fața către un trup care se apropie ca un notător de mare. Clipă de clipă nu mai ești decât o mașinărie de tocat aerul expusă unei lumini indecente. Lămurire. Tu ce ai? Am o mamă moartă. Am un tată mort. Sunt un îndrăgostit care are probleme cu scris. Tot ce fac e umbră și scârb. Beau un ceai cald. Mă uit pe fereastră. Telefonul mi-a mort. Mi-e tare dor de tine. Orice altceva e o infecție. Răpirea din sărai. Vezi să nu-ți pierzi mințile, că morim de foame. Dar dacă nu mi le pierdusem stând la cozi, umblând după acte, trăgând cu pușca, de ce să mi le fi pierdut în pădurea Hoiabaciu? Adevărul e că speram să mă întâlnesc cu niscaiba extraterestre, cu câteva suflete moarte. Nu mai suportam oamenii și nici animalele, mai ales pe cele însoțite de oameni. M-am afundat în hățișuri, speram să mă rătăcesc după căderea nopții, și când m-am săturat de orbecăit, m-am învelit în sacul de dormit, fără să mai aștept. A venit ceva, un fel de politician european. M-a apucat, oarecum temător, de vârfurile degetelor și m-a purtat printre stele până m-a mețit. Sinecdoc. Când ești cu mine, nu mai sunt altceva decât un îndrăgostit care are probleme cu scrisul. Știu, am mai spus-o. Fur de la Dylan Thomas, că nu prea mai e de unde. Și nu mă pot opri. Și sunt extrem de atent cu tine. Și nepăsător cu toată lumea. Nimic nu a reușit să ne despartă. Nici terorismul, nici javrele comunitare, adică politicieni și mai apoi potăile cu bulină. Nici scumpirea metroului, nici feministoidele, nici natura oprimată, de care nici că-mi pasă, nici postul tău soț amenințându-mă cu castrare, nici căpușele,
nici codicul catolicus ortodoxii penticostalis. Numai când rămân singur, când cobor, o umbră vine până la mine, îmi spune măscări, ascunde cărțile, îl omoară pe tata, apoi o omoară pe mama, exact în această ordine. Îmi învrăjbește prietenii și când răsucește ea în ușă, dă să se ascundă în inima mea, să o încercei tăi, ceea ce pentru unul ca mine e tot una. Și uneori reușește scârba. Și atunci folosim materia din care e făcut lucrul în loc de lucrul însuși. Apropo de acel poem cu pădurea Paciu, unde într-adevăr se întâlnește fenomene ciudate la pădurea Paciu. Și oricât am încercat să umblu pe acolo, să văd și eu nozeie, n-am avut norocul ăsta, dar, în schimb, doi oameni foarte serioși, eseistul George Țira și cunoscutul critic Ion Simuț, ducându-se la o restanță acolo să învețe, au văzut o farfurie zburătoare și au venit paliți ca moarte de acolo. Deci ei au văzut așa ceva. De-aia și scriu așa cum scriu. Adică bine.